Hai, ce nume aveți la bălău? Ce nume aveți la ei? Ăsta e Pingea? Ăla cu galben e Iancu? Asta e Fiuța, femeia? Asta încă nu am pus o nume, ăsta e un măscul numai de pe sfârșitul lui August. Ăsta face cu 2 ani. Ăsta și cu femeia fac în sfârșitul mai, în 28 ce fac câte ani. Parcă am făcut la mine, n-am făcut o stare. Mergeți acolo să se vadă mai așa. Așa. Haide-și. Așa, chemați-i. Haide-și. Ei, mă. Haide-și. De unde vă vine dragostea asta de ciobănesc bălat? De când am fost copil mic. Când eram micuț, umblam la oi. Am fost rasa originală. La noi, aici, majoritatea în localitatea asta, au fost un sat vestit pe toată zona de câini, de rasa asta. Ciobănesc bălat. Au fost o rasă mai pură, mai pură sau mai corcită de ei, că nu au fost... Au fost așa masivi? Da. Nu exagerat. Între ei, un câine masiv e foarte greu la paza de turme, la animal e foarte greu, se mișcă foarte greu. Ei sunt frumoși, ca aspect, ca tot, dar sunt foarte... sunt mai greu oi. Ala când a venit lupul să bate de 4-5 ori pe noapte, la oi, nu-i asta să poți să-l ai de coadă, să-l tragi, că nu mai e. Sunt frumoși, aia sunt frumoși de casă. Deci, câine în calea până în 75, 80, mult, e suficient. Aici suficient. Câinii. Am un fiecare. Sunt persoane care le plac. Câinii putoși, care sunt putoși. Mie mi-a plăcut fruntea de arță, nu poetic. Aia sunt câinii ciobănești normal. Ăștia la alții sunt iluzie. Uitați-vă, la alt, e alt bun, botul e mai gros. Da, la alt botul e mai lupoid. Da, e mai lupoietic. Mai lupoid. Am dat unei date Mara Mureș și Moisei. Așa cum am fost, l-am văzut, de n-am văzut de 2 ani de zile, nu m-am mai cunoște. Am umblat la oi. La noi au fost foarte căutați în zona asta, în localitate. Acum au dispărut oile, sunt 3-4 familii care mai sunt. Atunci avem, toată lumea avem. Umblam pe zonele astea, dacă chiar filmați și dacă întrebați undeva cât umblați pe voastre, că v-ați mult. Am avut 18 ani, cam așa. M-am dus în salvă, dacă știți salvă. Da. M-am dus să caut la cineva să caut un pui, cățel. M-a întrebat un bătrân de jur la 80 de ani, avea bătrânul pe salvă. Că de unde, din ce localitate ești? Că m-am întrebat de o persoană. Și mi-a zis, i-a spus că de unde, mă copile. Zice, eu când eram la ai tăi, avem atunci 27 de ani dacă avem. Zice, când eram la ai tăi, zice, Sita, și, ia mă, localitatea unde ești tu, era vestită pe toate zonele alea, până la salvă, vrungul salvei. Au fost câine din de aici, de la noi, care au fost dat în Lăgăureni, s-o luat după lup, de lup a fost omorât, că a ajuns la anumită vârstă, nu mai a avut puterea aia așa, iuțâle aia în el. Fiecare și-i place, nu, eu nu pot să-i, nu mă... Și ați umblat și la oi? Am umblat ani de zile. O 15-16 ani umblă la ele. Și mai bine acum, că le-am dat. E greu cu ele, foarte greu. Am o bandă de clopote, dacă vreți să o... Clopote de ani, clopot poate are 80 de ani. Asta le dai el, nu vrei. Cum să le dau vie? Nu le dau alea. Clopotele și bota, nu le dau vie. Asta a fost o dragoste. Și ceva aventuri cu lupte ați avut, așa cu bălanii? A fost în tinerețe. În tinerețe, da. Spune-ți da. Una. Da. A fost multe. Acum încoșe pe moment mai prea umblă, exagerat, în zone unde umblă lupii, dar nu prea. Că dacă ar umbla sincer, sunt și acum turme de oi, dacă ar umbla... Am o și cu... Le-ar mânca... Ce să vă spun? Le-ar omor într-o noapte toate. La o turmă, cum... Sunt de cazuri, de cazuri. Sunt, unii sunt câini buni, unii sunt un ciobani bun. Ce mă? Iancule. Hai pe. Pinci așa. Uite, asta e un mas. Asta e un mascul de la sfârșitul August. Asta e. E din ăsta. Ce mă? Hai.
Acum cum a fost noroi, acum o plață mai murdăresc de bălanii, de dat se cunoaște murdăria. Da. Ia, le place de aici, acum să și da. Curăță. Acum le place prin zăpadă. Ce mai? Când mai mult ce-s nebun. Dar asta a fost dragul meu la ei. Cu asta ați rămas? A rămas în sânge, un microb în sânge. Plus că am și băiatul care și el e disperat după ei. Nu știu nimica. Pe ăla, poate... E, mă! Foarte nebun de cap, așa. Zrăi, să vede că zrăi. Și de una și de alta. Ies migroză, că sunt aici câini și au de ăștia mai mici, unde îi prind, îi mărși și omoră, îi prind și omoră. Eu mor, păi, ăia doi, ăia frați, mela cu masculul. Stau, exact, stau doi oameni să ia pe unul și dacă vine, ăla l-așteaptă pe ălalt, spune că mai vine și ăla nu vine. Și dacă s-ar, ai cuvântul meu, mă, dacă s-ar, câine, l-așteaptă ăla pe ăla, nu vine unul fără altul. Asta e alb curat, curat. Asta e curat, curat, da. Curat. Și cu nasul roșu. Da. Am avut un masculul ăla. Atunci era alb ăla mai bătrânul care a fost mai capos. Și ăla a fost cu nasul roșu. Și ăsta e cu nasul roșu. Și a spus că în zona asta, numai în satul ăsta sau numai în zona asta, au fost numai Ciobănești Bălani? Au fost pe zonă, da, aici a fost un sat, toată lumea a avut ori și a fost o, cum să vă spun, o șiriște de câini, o rasă de câini. S-a fost unul din altul, dar a dispărut mulți, din cauza că oile s-au vândut. Oamenii, majoritatea, zice, nu ține unul mai mare, că zice că mănâncă pur și pare cu să... Da, ai un pic de chiteală cu ei, nu e chiar așa ca să-i țin, ca să-i țin numai așa... Oamenii nu pot... Da, foarte mult, foarte mult pui. Am dat, am avut mai multă femelă. Am s-o bolătat, doamnă. Și am dat foarte mult pui, am tot vândut, pui. Am pui dat, am în Dumbrăvița, Bălani, am aici, ați fost anul trecut la... Hognogi, n-ați fost? Nu, nu. Nu, ăla mai mare, mai balan ăla, e la mine, mai sunt în Târlișoa, dacă ați fost. Și acolo ați fost, adică pe... Da. Avea doi albi, ați fost anul trecut la Bozga, și aia tot de la mine sunt. Fiecare are dragostea lui. Și alb cu negru îmi plac, dar cum să fie pe negru, pe negru... Dar mie îmi plac să fie iuț. Să fie eu, să da, asta margă, important, nu să fie asta mui. E important, nu-mi place să nu dormă. Să dormă toată ziua, nu trebuie așa, nu-l țin. Să zic, să aveți noroc la el. Ah!